Dar acum e perioada asta de liniște pentru că nu sunt proteste pentru că au început festivalurile cu moaștele, au fost scoase afară. E Electric Castle-ul acum la Paraschieva și urmează Antoldul la Sfântul Dumitru, vă așteptăm. E super tare. Da, deci urmează perioada asta în care trebuie să te speli pe dinți, că trebuie să pui pe oasă ca să câștigi la loto, mi se pare extraordinară treaba. E prima oară când am fost la Sfântul Dumitru, nevastă mea merge la toate astea. Și acum e la Paraschieva, vine și la Sfântul Dumitru, cu toate că Sfântul Dumitru e tot timpul acolo, n-am înțeles niciodată. De-aia merge și stă cu prietena aia acolo și la un moment dat, eu nu știam, și eram la știri și acum vreo 3 ani de zile arătau la știri un sobor de preoți care coborau cu un avion și spuneau, dădeau unul o raclă unuia, altul lua altă raclă, se pupau și jos scria ceva de genul, vă așteptăm la Sfântul Dumitru. Și eu eram așa, zic, auzi, a venit Sfântul Dumitru. Ea nu știu ce făcea prin bucătărie. Zice, unde? Îmi zic, la noi. Zice, și? Păi nu mergem, zic, am fost la Depeș, la Metallica, la Sfântul Dumitru, nu mergem, că poate e show. Și zice, știu, domnule, zice, că sunt moaștele Sfântul Dumitru. Zic, da, alea de-au venit pe avion. Zic, ce erau? Zice, păi dacă e ziua lui, vin alte moaște, invitați. Eu n-am știut că există și în deschidere Natanticu. Întâi îl pupe Natanticu și după aia pe mine cu arme. Am fost, m-a dus la Vărate, nebuna, și când am intrat, dacă eu n-am văzut atâtea moaște în viața mea. Când intri la Vărate, este un insectar așa, cu atât de multe moaște, de nu am înțeles, nu știam că sunt atât de mulți sfinți. Erau, cred că, 20 de bănuți de aia cu fiecare cât un oșcior, de nu știai ce să pupi. Deci ai zis, bă, cred că e ca la păcănele, trebuie să găsești combinația perfectă și dacă le pupi alea trei bune, prin specială. Paf, se aprinde biserica, ai prins 5 sus și în linie pe 2 bani și ai ieșit 5 de milioane, la revedere. Le-ai luat biserica și aparatele. Nu știai ce să faci. Coadă, mă, era. Na, asta cu moaștele departe de mine. Am relația mea cu Dumnezeu, cred și în biserică, n-am treabă. Dar asta cu biserica a fost un început destul de greu. Trebuie să vă spun asta, apropo de Crăciun, nu știu, cred că v-am mai zis-o, dar vă mai zic. A fost așa o perioadă în viața mea în care nu știam exact ce face preotul. Adică când mergeam în biserică, la botezul la curunui, eu eram foarte atent, că nu eram atent ce cântă preotul. Și mă încurcau, că mai cântau și alții peste ele. Stai mă puțin, că nu înțeleg ce zice ăla. Te rog eu frumos. Lasă-l mă, pă, lasă zică. Te bași tu, mână, final. Lasă omul, că de-aia îmbrăcat mai mișto decât tine. Tu, știi? Și când se făcea curce în biserică, făceam cavalul pe stadion. Mă uitam și dacă își făcea 1, 2, 3, 4, și eu, de mai departe, hai, curce, 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 ne oprim acolo, când mai face ăla de acolo, facem iar noi și iar o col de cruce, cum ar fi. Și acum vreo 2 ani de zile era undeva la 8-9 noiembrie, oricum, ceva de genul ăsta, singur acasă, nevastă mea plecată, ea știind cu biserica, adică n-are nicio treabă la noi când vine popa acasă și nevastă mea se pune în genunchi, pupă mâna, cotul, se pune, zis, mă, tu vrei să o dai aici de față cu mine, zis, nu se poate. Și dă popa cu ceva în ochi și ea dă ochii peste cap. Zic eu, tu bă, ce transe. Am încercat într-o seară, am venit beat, am zis că poate merge să, știi? Am luat niște ceai de mușețel, am băgat în apă, dormeam. M-am dus la ea, zic, să vezi ce o ți-o pun în genunchi. Am dat cu aia, s-a trăit ce vrei. În genunchi, ai zis, măta. N-a mers, cred că n-am cântat eu aia, că nu știam melodia, exact. Că el și cântă. Și a venit pe 9 noiembrie, într-o miercuri, bate la ușă, nu era nevastă mea, zic, când mă duc la ușă, deschid popa. Popa se uită la mine, mă recunoaște în serial și rămâne blocat. Eu, popa, 9 noiembrie, știi că te ia un sentiment de la, dacă nici el nu-i ce nimic, intri puțin în panică, zici, ui, fi greșit cu ceva. Ori avea un sistem de ăsta de vin, știu ei mai bine, și a venit să te înjunghie și se uite la tine, ce știi, da? Și mă uitam așa, bă, cred că a durat la vreo 2 minute și l-am dat și el se uita în altă parte și eu în altă parte. Zic, dar cum să închid eu ușa, că am deschis-o, zic, că pare ciudat. Și zic, ce s-a întâmplat? Și el zice, știți, cu Crăciunul. Era 9 noiembrie, zic, zic, ce zic, nu se mai face sau care treacă, nu? Era o tensiune în aer, zic, bă, zic, cred că l-au anulat, cred că vine să zică Paștele direct! Și zice, nu, domne, zice, am venit cu Crăciunul. Nu era nimeni cu el, zic, dați-mi și mie, zic, de 1 milion, că nu știam ce să zic, mă, zic, dacă nu cumpăr, vine nebuna acasă, a fost băba Crăciunul, da, și ai luat, aha, nu mai, să sugă măta. Zic, mai bine să iau. Și zice, domnul Bobonete, zice, am venit să vă anunț că vine Crăciunul.
Zic, da, am telefon. Și mă anunță telefonul când e... Zic, de unde a început asta? Așa faceți? A fost și la vecinii mei și le-a zis? Zice, da. Păi zic, așa faceți voi? Da. Zic, n-am știut, părinte. Bă, m-a luat puțină jenă că indiferent de situația penibilă care era acolo, bă, chiar mă gândeam că omul își face meseria și eu îl încurc. Și m-am simțit penibil și am zis, părinte, eu n-am știut. Hai să o luăm de la capăt cum ar veni. Eu închid ușa, vă deschid să pară că știam și eu, că mă simt prost. Și el zice, bine, am închis ușa. M-am văzut ca întreabă prin casă cum ar veni. Nu știam că e preotul la ușă, da? Vreo 3 minute am aranjat prin cărțiera, nimic nu suna. Zic, mă, ce a făcut? A plecat. Mă duc, mă, pe vizor, popa acolo, zic, șof. Bate-o dinăuntru și el zice, da. Mă, zic, a uitat. Am deschis ușa, zic, părinte, e Crăciunul. Și el zice, da. Ei, ai venit tu cu Crăciunul. Zic, așa, am închis, a sunat, am deschis, am făcut și eu, oho, părinte. Zic, cu ce? Cu Crăciunul? Și el zice, da, cu Crăciunul. A, ce bine că ai venit să mă anunți. Când pică? Pe 25? Da, aolo, ce bine că mi-ai zis că aveam fotbal pus. Și zice, bine, și dă să intre în casă. Bă, când am vrut să intre în casă, normal, e bărbat, i-am pus mâna în gât, ce faci, ce faci? Și a zis, să intru, unde mă, ce ești nebun, am vorbit, gata, m-a aflat, he, Crăciunul, iupiei, du-te. Zice, nu, că trebuie să intru și în casă puțin. Hai, bine, a intrat pe hol, fără să-l întreb dacă are voce, fără să-l provoc la un battle, omul a început să cânte. Mă, brusc, un adult care nu te știe, nu l-ai văzut în viața ta, și el a intrat și a început, da, frumos, frumos cânta. Deci ridica vocea, știi, m-a luat și pe mine, afon, afon, da? Te ia când vezi pe unul că pune suflet așa, dai mărunt din buze, ca pe timpul lui Casablanca, când erai pe bluz, și o luai în brațe, zice la ureche, nu știai ce zici, dar m-a luat... Popa era hamdana și eram și eu, ala să mă poter mer. Mele să ne luăm să ne luăm. Și s-a oprit. Și se uita așa la mine. Zic, părinte, excelent. A zis. Și el a zis, ce? Zic, cum... impostație, prezentare. Zic, dacă era la Vocea României, întorce ai 4 scaune de să moară, mă, să zic, nu, nu există dubiu. Și zice, mă bucur că v-a plăcut, zice, acum eu plec. Bă, da, așa a făcut. Eu plec. Și dar nu pleca. Nu pleca. Zic, olo, zic, asta e proba dans. Zic, eu mai stau. Zic, să fim un battle. Și el zice, dar eu trebuie să și plec. O, zic, asta e gram în cațeș gura ta, că zic că se lasă. Pă, da, eu nu plec, eu nu plec, eu nu plec, dar eu mai stau, eu mai stau. Și atunci omul zice, calendar ai? Și a făcut așa. Mie când îmi zici calendar și îmi faci așa, mă gândesc la marihuana, că nu... Că îi mai zici calendar, presupun, dacă zice tenis. Și zic, n-am, zic, dar am telefon. Zice, nu, domnule, calendar bisericesc. Zic, pentru ce întrebe? Ce să vezi când să nu speli. Zic, eu? Zice, da. Zic, părinte, zic, nu mai e vremurile alea. Adică dacă cumva e Sfântul Ilie, Sfântul Ion, sărbătoare mare, stai liniștit că putem să spălăm. Eu țin sărbătoarea, dar hainele le bag în Ariston, în mașina de spălat. Și dacă se supără Iisus să vină să ardă Aristonul, că el spală, nu spăl eu. Și până la urmă am dat bani, a plecat, a venit nevastă, m-am acertat, a zis, bă, ești nesimțit, altă dată le dădeai bani. Și a zis, când? Zice, când stăteam la bloc atunci, când a venit părintele și i-ai dat bani și nu i-a mai comentat. Zic, păi m-a prins că eram și într-o perioadă cu niște prieteni, a venit, nu mai am dat bani. Ăia oricum pe oraș sunt mai agresiv decât ăștia după la țară, unde stau acum. Deci la oraș stăteam la etajul 5. Deci n-a fost de să te întrebe, să... A sunat la ușă și a zis, deschid ușa. A deschis ușa. Deci eram pe hol până să-l mă prind. Omul era de acolo direct. N-am, și de-aia, pac, mi-a dat cu de-aia în ochi. Pac, pac, pac. Mamă, zic, cel mai proșav de l-am văzut în viața mea. Mă duc și îmi pun ochelarii de nopți și mă întorc să vedem ce iese. În spatele lui, unul normal, îmbrăcat în bluș cu cămașii, și făcea un fum, un mister, așa. Știi? Ăsta îmbrăcat în negru tot, apărea din fumul ăla. Ăsta din spatele lui cu fumul zicea decât amin. Bă, zic, ăla nu știe versurile. Ăla nu știe versurile, să moră, zic, nu cred că face jumătate la bani. A intrat în casă, a început să dea cu daia peste tot. Pac, 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 a ajuns la aia de internet. A zis, merge bine netul?
Zic, merge, ce? Încă un mega de la mine. Pac, a dat pe ăla de internet. Lars, că cal a făcut. Când se iasă din casă, șmechir mă de București. Eu stăteam la etajul 5, zice, de cutremur am dat? Zic, ce să dai de cutremur? Zice, am miruit, domnule, de cutremur. Zic, nu știu, zic, dar mai jos ați dat la 4, la 3? Și zice, n-am dat, că n-a răspuns. Păi zic, nici eu nu vreau. Și l-a zis, păi de ce? Păi doar nu rămâne 3 și 4. Cum ar fi, a căzut 34 și lumea trece pe stradă. Ce, uite, bă, cu tremurile, a rămas 5, mă. Ce-o fi? A miruit bobonete, mă, și de-aia a rămas. Aia au murit ca proști, că n-au deschis, mă. Ceea ce e o vrăjeală. Oricum, mi se pare că la cutremur suntem cei mai pregătiți. Noi suntem învățați de mici că dacă vine cutremur la mare, Doamne ferește, 9 grade, tot ce trebuie să faci e să stai sub tocuși. Este? Știți asta. E cel mai sigur loc la etajul 5. La etajul 5 a venit cutremurul. Lasă-mi prost să moară pe scări. Tu te pui frumos cu familie. Ai luat cățel, purcel, copil, sub toc. Pisicul sub un toc mai mic acolo la bucătărie. Stai sub toc. Cade blocul, rămâne toc. Ce vorbești, mă? Rămâi tu la 5 suspendat în toc. Bine, și cu alți vecini pe la 7, pe la 8, care au prins și ei tocul. Deci, dar rău, vecinii ai prins tocul, bravo, că am vrut să-ți dau SMS ca să... Ce bine că am scăpat. E o vrăjeală ieftină, că dacă te prinde cu tremurul în tocul ușii, mai pun o șipcă deasupra ta și ăla-i coșugul. Economie la lemn, vă spune asta. Timișoara, vă mulțumesc foarte mult, ăsta a fost show-ul meu în seara asta. Ați fost extraordinari. Vă mulțumesc că m-ați primit. V-am pupat. Seară bună. Numai bine. I'm gonna go to the bathroom.